deci înainte de conferința de presă de vineri o să-i aflați. Și ne puteți spune care sunt înscriși până acum? Haideți să vă spun. Să știți că deși Alba se zicea că e un județ nu foarte atractiv pentru candidații la parlamentare, se vede că e destul de atractiv și va fi o bătălie destul de mare. Adică nu o bătălie, să zic, o concurență destul de mare. Își doresc chiar și persoane cu notorietate din conducerea centrală sau nu neapărat din conducerea centrală de la București sau persoane cu notorietate și ar dori și ei să candideze pentru un loc la parlamentare pentru pe listele din Alba. Dar avem și noi candidați. Știți foarte bine că unul din candidați a fost vehiculat tot timpul, domnul Ovidiu Jitbeian. Un alt candidat, surpriză zic eu așa, ar fi Horațiu Josan, fostul primar... Pe listele ALDE? Pe listele ALDE. Vorbim de ALDE. Și când știți dacă va fi? Când știm dacă va fi? Curând. De ziceți că ar putea fi Horațiu Josan? Eu zic că ar putea fi candidat... Dar de când este domnul Josan în ALDE? Este. Poate să fie și de oră, poate să fie de o săptămână. Domnul Josan este posibil să candideze la cameră. Deputați. Așa. Și ce loc pe listă? Mă gândesc că și deci Jitbeian tot la Camera Deputaților ar dori. Asta, de asta nu vă spunem. Noi îi spunem pe cei care vor fi, care probabil va fi. Va mai fi pe listă domnul Marin Caș, va mai fi pe listă domnul primarul de la Spring, Daniel Rusu, domnul Bora de la Baia de Arieș, și mai sunt doritori. Deci asta în legătură cu alegerile parlamentare.